placă de presiune, autoreglabilă, două arcuri, disc ambreiaj cu arcuri, Audi, parte de montare, rulmen presiune, manșon ghidare, accesorii de montaj, set șuruburi și o volantă cu masă dublă. Vedem imediat ce e atât de interesant la acest kit de ambreiaj. Salut, bine ai revenit pe canalul nostru. Dacă nu te-ai abonat, e momentul să o faci. Dacă îți plac videoclipurile, dă-ne un like. Dacă încă nu ne urmărești pe Instagram, dă-ne un follow, Arond Kit Ambreiaj Volantă, Facebook la fel, Twitter la fel. Nu uita de un share pe story, dacă îți face plăcere, ne-ar ajuta mult. Comentarii, sugestii, informații, cereri de ofertă, ne găsiți pe www.kitambreiaj-volanta.ro. Nu uita să ne scrii dacă vrei să vezi un anumit videoclip, să începem. Astăzi o să vorbim despre un kit de ambreiaj complet, disc placă, rulment, presiune, manșon ghidare, volantă deosebită, accesorii montaj, informații montaj, pentru Audi A4 B8 2000 diesel, 136-143 de cai, 150 de cai, pe producătorul Look. Este pe canal deja videoclipul cu acest ambreiaj pentru echiparea Zax. O să las un link cu videoul. Să începem. Rulmentul de presiune, un rulment de presiune mecanic, aripioarele de prins în furcă, INA, producător, suprafața de contact, placa de presiune. Am vorbit despre acest rulment, am vorbit și despre manșonul de ghidare. Vine și în acest pachet, pentru că este necesar la montarea unui kit complet de ambreiaj să se înlocuiască și manșonul și rulmentul de presiune. Am aflat și din videoclipul cu Zax echipare că au fost niște probleme cu furca, manșonul de ghidare și de aceea au fost incluse în acest pachet. O să vă las link despre rulmentul de presiune sau îl găsiți în playlisturile de pe canal. Șuruburile, 3 șuruburi, vom vedea ce vom face cu ele. Accesorii de montaj, vedem imediat ce facem și cu ele. Șuruburile de la placa de presiune pentru strângere, vedem câte, ce, cum, în ce fel le folosim. Iarăși un accesoriu de montaj, încă un accesoriu de montaj. Și aici modulul, disc placă și volantă cu masă dublă. O să începem cu placa de presiune. O placă de presiune Look. Vedem și gravura, mai vedem și o a doua gravură. A treia gravură este plină de gravuri Look. E o placă de presiune autoreglabilă. Nu are 3 arcuri ca de obicei, are doar 2 arcuri de reglaj. Observăm că arcurile sunt date la maxim, strânse la maxim. Odată cu uzura discului se vor întinde, vor apropia placa de presiune de disc și în felul acesta mașina nu va patina. Soarele, lamelele soarelui se vor strânge, nu vor mai rămâne atât de ridicate în momentul strângerii șuruburilor de la placa de presiune pe volantă. Codul 124-0437 cu 10. Tipul plăcii 0A25 versiunea a doua. E o placă de presiune de 240 de mm, 24 cm. Vedem și numerotarea 786. Este bucata 786. Să vedem și dacă pe disc avem aceeași numerotare 786. Deci știm sigur că discul și placa aparțin acestui kit. Este o numerotare pe care Luco o folosește de ceva timp. Pe partea dinspre disc vedem placa de presiune. Vedem că nu a fost montată, nu a fost strânsă. Pe ei se va ghida. Mecanismul de arcuri autoreglabile. Discul de ambreiaj. Parte de montare, ghetribe. Ștanță Look. Codul 324
arată 3 disc cu 2.4 240 de mm, la fel ca și placa de presiune, pentru că discul nu poate să fie mai mare ca placa de presiune, nu ar mai încăpea placa, nu s-ar mai închide placa pe volantă și nu s-ar mai putea strânge în șuruburi. Ștanța LUC pe ferodo, tipul discului A4602, versiunea a doua, numerotarea am văzut-o. Vedem că are 4 arcuri de preluare a șocurilor. Observăm că în aceste arcuri nu mai există alte arcuri, sunt singurele arcuri de preluare a șocurilor, nu cum am văzut la 3000 diesel sau la 2000 diesel 4x4, unde mai există pe lângă cele 6 arcuri în disc încă 6 arcuri mai mici. Fiind vorba de 204 cai puteri mari, au fost necesare pentru preluarea șocurilor din transmisie. Aici nu este cazul, este suficient, așa consideră cel puțin LUC, de preluarea șocurilor, doar 4 arcuri plus volant acum se dublă. Butucul, dinții de la butuc, față de cel de 2000 diesel 4 are mai puțin dinți, iar butucul este mai mic. Poate facem și o comparație între 2000 diesel și 2000 diesel 4. Vedem că discul este ieșit în afară pe partea de butuc datorită arcurilor. Pe partea dinspre volantă, gravură LUC, ștanța LUC din nou pe ferodo, inelul de preluare a șocurilor pentru a ține fix butucul. Observăm că este destulă carne până la niturile discului de ambreiaj. Tocmai de aceea nu s-ar putea monta decât într-o parte ghetribe spre ambreiaj. Dacă am pune discul pe volantă invers, observăm că nu mai vine pe suprafața de contact cu volanta și atunci ar patina permanent. Volanta acum se dublă. Gravura LUC. Codul 415044 cu 10. 2000 diesel, 143, 150, 136 de cai. Vedem și partea de rulment cu ace integrat în volantă. Observăm că nu are șuruburi de strângere, cum ne-am obișnuit, a volantei direct pe arborele cotit. Aceasta se va strânge altfel. Vom vedea imediat și jocul, să vedem ce este atât de deosebit. Pe aici va trece planetara, fiind motorul dispus invers, automat nu se mai strânge pe arborele cotit, ci va veni pe această coroană, coroana dințată, care se va strânge cu cele 3 șuruburi, cum am învățat din informațiile de service. Butucul, vedem din nou un simmering, acela maro, nu este o defecțiune că este închisă volanta aici la modul acesta, așa se închide. Echilibrare, plumb de echilibrare, ghidajul volantei, este o volantă un pic mai deosebită. Înainte să trecem la jocul volantei, să vedem și ce facem cu accesoriile de montaj. Este și un video cu accesoriile de montaj pe canal, așa că nu o să mai intru în detalii acum. Șuruburile de la placa de presiune le găsiți și pe www.kitambreiaj-volanta.ro, așa cum v-ați obișnuit. Nu uitați să dați și un like la videoclip dacă vă place, subscribe la canal, sugestii în comentarii. Al treilea accesoriu de montaj,
vedem că cu un accesoriu vom bloca planetara, șuruburile de strângerele plăcii se înlocuiesc și se aruncă cele vechi. Celălalt accesoriu cu care se ghidează volanta și cel de-al treilea accesoriu cu care aliniem volanta cu arborele cotit. Și după cum vă spuneam, partea aceea se va strânge în șuruburile de pe volantă, ne fiind ca o volantă obișnuită, se va strânge pe drive plate la puncte, așa cum ne oferă și în informațiile de service. 3 șuruburi, pentru că vorbim de 2000 diesel, deci motor în 4 cilindri. Să vedem și jocul volantei. Să vedem jocul radial. Destul de mare, dar acesta se va diminua în momentul în care se va strânge volanta cu placa și cu discul și se va monta în cutie. Se va diminua acest joc, aproape va fi inexistent de preluarea șocurilor. Vă las informații în descriere legate de acest fenomen, poate o să și vorbim odată despre acest lucru. Să vedem și jocul radial. Și acesta se va diminua, nu se va mai auzi așa, odată cu montarea în cutie. Discul, volanta, parte de montare corectă, placă de presiune, autoreglabilă, să vedem și un joc al modulului. Informații service. Cam asta a fost. Abonați-vă la canal, like, share pe story. Vă așteptăm la următorul video. V-am pupat.